Programul de vacanță pentru copiii de la centrul Podul Lung continuă cu activități cât mai diverse și interactive. Aceștia au avut oportunitatea de a vizita serele Horticultura, de unde au plecat cu informații prețioase despre plante, dar și cu amintiri frumoase. Am petrecut o zi deosebită în mijlocul florilor la serele Horticultura Timișoara. Copiii au observat cu mare atenție răsadurile și straturile cu plante, au aflat că pe lângă apă plantele au nevoie de lumină, căldură și multă dragoste pentru a se dezvolta. Am avut parte de momente interesante de explorare a plantelor prin observare și recunoaștere a detaliilor de culoare, formă, textură și miros. Gazdele noastre, doamnele Mihaela Galopența, Anișoara Rusu și Ildi Copetrescu ne-au ajutat să plantăm diverse plante, dar ne-au transmis și responsabilitatea de a avea grijă de toate plantele din mediul înconjurător. Transmitem gazdelor deosebit de primitoare toată recunoștința și mulțumirile noastre. Transmit reprezentanții Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.